Ai dreptate. Schimbăm tema? Bine. Oh, i-am parit-o. A adus niște haine sintetice superbe din India. Nici nu știi cum sunt. Da? Sunt drăguțe. Nu, eu tâmpenie. Ce este? Ești pe minus cu banii, Sally? Nu, nu, numai că am o problemă cu fondurile de pe card. Nu pot să le folosesc. Bine, atunci fă așa. Alege o haină, spune-i să ți-o trimită și să-mi trimită mie factura. O plătesc eu. A, mersi, dar nu prefer să-mi scriu un cec? Adică așa nu te mai deranjez. Cum vrei tu, preferi așa? Da. Bine, facem așa. Eu îți semnez cecul, ți-l las în alb, iar tu îl completezi și gata. Uite aici haina ta. Este bine? Mersi, mersi. Gata. Rezolvat. Mersi din nou. Ciao. Mă scuzați? Angel. Ce faci, Angel? Intră. Salut. Mă scuzați. Stai jos. Vă mulțumesc. Nu, eu vreau să vin să vă cer iertare pentru purtarea fratelui meu. Asta vreau. E în regulă. Nu-ți face griji. Uite, Angel, eu cred că știu cine ești și cred că fratele tău a avut motive pentru a face ce a făcut. În regulă, da, în regulă, bine. Da, și în plus vroiam să vă spun că în realitate eu sunt cel care a băgat-o pe Nini înăuntrul rochiei de mineasă, pentru că fotomodelul era închis în baie. Bine, uite, ca să stai liniștit, eu cred că personalul nu are nimic de a face cu ceea ce s-a întâmplat. Nu e responsabil, da? Așa că tu în sensul ăsta stai liniștit. Da. Perfect. Bine, mulțumesc mult. Bun, perfect. Acum du-te, Angel, spor la treabă. Mă scuzați. O întrebare, adică eu știu că este că nu este un moment potrivit, dar mi-ar plăcea să vă întreb, puteți să-mi scrieți alb bilet pentru Nini? Bun, Nini, trebuie să faci 3 fotocopii după pașaportul lui Martin. Da. Uite-l aici. Perfect. Poți să spun o întrebare? Da. Dacă ești aici? Tu ești vara lui, nu? Ce crezi, că Nicolas a vrut să-mi lase vreun mesaj cu filmulețul ăla când s-a filmat pe celular? Na. Nu știu, n-am reușit să-l văd, dar poate a vrut să-mi spună nu ceva. Nu cred. Nu? Un mesaj, dacă vrea să spună ceva, presupun că ți-o spunea în față, nu? Nu e așa? Da, adevăr e că da, dar adică te întreb pe tine, care îl cunoști mai bine, nu? Da. Ce gen de femei plac lui Nico? Femei... Uite, Angel, cred că am făcut-o odată. Nu știu dacă a fost bine că am făcut-o, dar cred că a fost doar una singură, dar încă una, adică una. Nu vă cer decât una. Nu cred. Singură. Da, numai că ea este foarte reținută. E reținut, înțelegi? Nu știu, mă evită. Eu nu știu ce să cred. Nu mai știu, pur și simplu. Nu știu ce să spun, Carmen. Știi că știu și eu, nu știu, lui Nicolas nu prea îi place chestia asta cu angajamentul cu fetele, că el preferă alt lucru. Alt lucru. Mă duc să fac fotocopiile, în regulă? Da. Ce-o fi vrut să-mi spună? Nu. Sigur, ceea ce nu vreau eu e să ajung să mă resemnez, să o pierd. Credeți că am pierdut-o? Deloc. Nu, asta nu. Cred că ceea ce ar trebui să faci e să crezi în tine. Aha. Da? Crezi mai mult în tine. Fii mai sigur. Încearcă altceva. Încearcă cu poezia, de exemplu. Nico! Bună, drăguțule! Totuși nu pe tine te căutam. Spune-i lui Nico al tău că i-am lăsat asta pe măsuța de noapte, da? Da? Și asta? Îți propun un acord. Nu te mai enervezi dacă tu îl convingi pe tatăl meu să nu plece Martin. Nici nu te gândi, scumpo. Nu accepti? Atunci o să te înnebunesc. E ce ți-am cerut? Bineînțeles. Când am greșit? Cel mai rău e că l-am crezut când mi-a spus că simte ceva pentru mine. Ce oribil! De ce la fel ca tatăl, îți jur că e o copie. El te privește în ochi, îți spune că te place și apoi, nu știu de ce, îți demonstrează exact contrariu. O fie teribil. Știi ceva, Loli? Ca să nu suferi, cel mai bine ar fi să-l dai uitării pe Martin. Pentru că acum el o să plece și va fi și mai greu, înțelegi? Tu înțelegi? Și cum să fac? Sunt tot tâmpită. În plus, mi-e așa de milă că pleacă așa... Bună. Lola. Trebuie să discutăm. Te rog, lasă-mă să-ți vorbesc. Da, vorbiți, eu plec. Vă las liniștiți, mă scuzați.
Iartă-mă. Iartă-mă, jur că nu vreau să rănesc pe nimeni și cu atât mai puțin pe tine. Te rog, iartă-mă. Da, dar ai făcut-o. I-ai rănit pe toți și pe mine. Eu am crezut în tine. De ce m-ai mințit, Martin? De ce mi-ai spus că mă plăceai? Nu te-am mințit. Te plac cu adevărat. Nu era minciună. Da, eu, Sofia. Dar e mai bine așa. De ce mai bine? Pur și simplu. Așa s-a oprit totul la timp și n-am să mă atașez și n-am să sufăr. Nu-ți pasă că voi pleca, nu? Nu. Bine. De fapt, da. Sper să-ți meargă bine. Oricum, e o mare ușurare. Cu oamenii ca tine e bine să-i ții departe. La școala aceea îi vor scoate din cap fumurile domnișorului Martin și asta îi va prinde foarte bine. Bine, dar nu e bine pentru nimeni nici să stea departe de familie, de oamenii care îl iubesc, deci pentru așa? Că asta... Deci așa, am înțeles. Acum știu care e marele secret al lui Nicolas. Nu-i plac femeile. Cum? Cum? Tomas va vrea să știe ce am făcut cu banii pe care mi-a dat și ce o să-i arăt. Plușul ăsta pe care mi l-ai adus, care nu valorează nici 2 bani? Porcăria asta, Victor? Păi, surioară, cu banii pe care mi-ai dat, asta e tot ce am putut să cumpăr. Însă, așa, de fapt, o strici și mai mult. De ce faci asta? Încerc să-i dau un aspect, Victor. Aspectul răzbunării. Acum, pur și simplu, trebuie să o pun la locul potrivit și să-i acuz pe mucoșii aia care mi-au declarat război. Victor, o să mă descotorosesc unul câte unul de mucoșii aia, o să mă descotorosesc din mine. De... să nu te atingi. Nici să nu te gândești să-i faci ceva lui Nini, pentru că o să ai de-a face cu mine, m-ai auzit? Poftim? Tu mă ameninți pe mine? Amenințat? Uite, nu mă gândisem deloc la asta, dar sigur. Închipuiesc că într-o zi voi vorbi, iar Tomas va afla că ți-ai abandonat fiica. Cum? De ce fiica abandonată vorbești? Nu poți să vii să faci o asemenea acuzație și să ne lași ca pe jar, nu? Vreți într-adevăr să știți? Pentru că orice mare putere presupune o mare responsabilitate, da? Putere? Ce putere? Puterea de a cunoaște adevărul despre șofer. Simplu, acuzația nu? Acuzația pe care ai adus-o tu e foarte gravă. Ești sigură de ce spui? Foarte sigură. Nini mi-a spus-o foarte clar. Nicolas este ciudat. Bine, ciudat. Poți fi ciudat în multe feluri. Mi-a spus de asemenea că nu are relații cu alte bine, fete. Bine, dar e încă tânăr. Cine se angajează la vârsta asta? Vreți să aflați partea cea mai izbitoare din asta? M-a respins 1000 de ori. Pe mine, înțelegeți? Cine mă respinge pe mine? Nimeni, asta e foarte clar. Totul se leagă, gândiți-vă. Și uite cum se mișcă. Da, e adevărat, deși nu știu, poate că e un pic efeminat, presupun. Da. Da. Și uneori vorbește la feminin. Da. Asta este. Și în plus, dacă vreți să știți ceva, am găsit un sertar pe care l-are Nicolas cu sutiene. Adevărul e că tocmai discutam de cât de mult i-am abandonat pe Cio, pe Sicilia și pe băieți de asemenea, știi? Din cauza că avem mult de lucru la ambasadă, uneori mă simt ca o mamă absentă, înțelegi? O care mamă. Uită de copiii ei. Selina, eu nu te văd așa de apropiată de copii încât să spui mamă. Păi, întocmai, eu simt că ei ridică un fel de barieră, înțelegi? Care nu-mi permite să mă apropii de ei. Tati, ești aici? Sisi. Ești cu iubita ta și așa nu-ți pasă de ce a pățit Martin, nu? Nu, scumpă, cum să nu ne preocupe? Sigur că ne preocupă, dar trebuie să fim tari, să fim uniți în momentul ăsta și lui Martin o să-i prindă bine voiajul ăsta. Ba, taci, scorpie urâtă. Un moment, Cecilia, te rog, puțin respect pentru Selina. Ceri scuze. Nu, să nu crezi că o să fac asta. Puteți să-mi spuneți ce i-am făcut? De ce mă urăște așa? Nu, Selina, nu te urăște. Supărată pentru că pleacă Martin, asta e doar atât. Liniștește-te. Nu vreau să mai fie în război cu stârcul de Selina. E mult mai periculoasă decât pare, mai auzit? Mie nu-mi pasă, mie nu-mi e teamă. Dar mie nu-mi pasă, ascultă-mă, trebuie să plec acum pentru că trebuie să vină Nicolas. Când se întoarce, discutăm. Si, zice Lupe să te duci să-ți iei gustarea. A, bine, mă duc acum. Vrei să te însoțesc? Unde, nu, trebuie să plec super rapid, în plus trebuie să vină Nicolas. Și ce are de-a face? Păi sigur, dacă eu mă întâlnesc cu Nicolas, începem să vorbim din câte stele și nu mai ajung la cursul meu de gătit. Am plecat. Bine, ceau. Baftă, ceau. Mersi. Vino, scumple, vreau să-ți arăt haina pe care am luat-o, pe care mi-ai luat-o tu. Trebuie neapărat acum să... Da, iubitule, așa schimb privirea asta tristă pe care o ai. Nu o să crezi, pare adevărată. Bine, haide să văd, arată-mi. Nu este haina, Thomas, nu este haina pe care mi-ai luat-o. Cum? Deus, sunt sigură că am lăsat-o aici, Thomas, mi-au furat stai haina. Stai puțin, Selly, ascultă-mă puțin, n-a intrat nimeni din afară în ambasadă. Deus, se spun că mi-au furat-o, pentru că eu am lăsat-o aici, sunt sigură, mi-au furat haina, Thomas. Oh.
Nico e Mini.